2013, Agenția Spațială Europeană și NASA au făcut un experiment de izolare în peșteră în care astronauții care se află în pregătire la cele două mari agenții au fost izolați mai multe zile în niște peșteri din Sardinia. Acum, de ce apare ideea asta de izolare în peșteră? De unde apare această idee de a face un astfel de experiment? Izolarea în peșteră este considerată prin analogie cu zborurile spațiale, deoarece prin izolare în peșteră, practic, deci rupt de stimularea senzorială obișnuită din viața de zi cu zi, astfel încât apar o serie de modificări psihologice, o serie de modificări biomedicale, pe care le putem anticipa sau le putem înregistra aici și după aceea știm ce s-ar putea întâmpla eventual în timpul zborurilor spațiale. Evident că citind acele analize și acele studii din 2013, eu ca psiholog am fost foarte încântat, dar în același timp un pic așa nemulțumit, deoarece nu s-au luat în calcul, din punctul nostru de vedere, cele mai importante variabile psihologice. Spre exemplu, pe noi ne interesează, în timpul acestei izolări în peșteră, care, repet, este o situație analogă pentru zborurile spațiale, ce se întâmplă cu funcțiile executive ale subiectelor, adică cu capacitatea de memorie de lucru, cu capacitatea de atenție, cu capacitatea de inhibiție cognitivă, cu anumite aspecte de personalitate care pot fi alterate de această perioadă de izolare. Toate aceste manifestări psihologice sunt foarte importante, deoarece de ele depind, practic, succesul unui zbor spațial, că dacă atenția începe să arată, spre exemplu, memoria începe să fie afectată, memoria de lucru, într-o anumită măsură. Dacă aspectele de personalitate se modifică, asta practic influențează interacțiunea între membrii echipajului, astfel încât iarăși asta poate să aibă un efect negativ asupra misiunii. Astfel încât atunci când profesorul Bulboacă împreună cu cercetătorul Simon și cu domnul profesor Dapin mi-au spus despre proiectul lor și m-au invitat să fac parte din echipa respectivă, am acceptat imediat, deoarece noi, dacă țineți minte, de anul trecut aveam un proiect similar, Romars 500, prin care suntem interesați în această pregătire emoțională și psihologică a celor care sunt sau care vor fi implicați în zborul spațiale. Și atunci, pe lângă variabilele psihologice pe care biologice pe care dânsii le-au luat în calcul, noi am venit cu acest interes psihologic, astfel încât abordarea este mult mai comprehensivă. Avem ambele componente mult mai bine surprinse. Și sigur, în cursul acestui experiment, am gândit niște microexperimente psihologice. De exemplu, în anumite situații, când subiectul avea anumite emoții negative de un anumit tip, avem anumite mijloace de intervenție psihologică pe care el trebuie să și le auto-administreze ca să vedem eficiența lor în controlul emoțional.